Bună ziua, dragi telespectatori, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Eu Sănătos. Sunt Vanda Sărițanu și împreună vom discuta astăzi despre cât este de importantă sănătatea mentală. Problemele de sănătate psihică, care pot fi diagnosticate și tratate de către un specialist în psihiatrie, sunt, din păcate, un subiect tabu în societatea noastră actuală. Facem analize periodic, avem grijă la alimentație, facem sport, însă cum ne îngrijim sufletul și emoțiile? Discutăm astăzi despre noutățile din sfera psihiatriei, despre anxietate, depresie și insomnie, împreună cu doamna conferențiar dr. Andreea Zaluntai, medic primar psihiatru în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie Socola din Iași. Bună ziua, doamna doctor, mă bucur foarte mult să vă avem astăzi alături de noi. Mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu aici. În primul rând, aș vrea să discutăm și să le prezentăm telespectatorilor puțin despre frumosul eveniment care a trecut. A fost la jumătatea lunii noiembrie, da? A fost vorba despre zilele Institutului de Psihiatrie Socola cu temă principală prevenția în psihiatrie, o abordare biopsihosocială. Da, în perioada 10-13 noiembrie am avut bucuria de a găzdui online, din păcate, dar a fost totuși o bucurie pentru că am putut să ne vedem virtual cu foarte mulți colegi din țară. Un eveniment care are loc în fiecare an, cu excepția anului trecut din cauza pandemiei, a fost o situație mai excepțională. Anul acesta, încercând să-l organizăm fizic, n-am reușit, l-am mutat din octombrie în noiembrie, până la urmă a fost un eveniment de succes, s-a derulat pe parcursul a 4 zile, am început cu câteva cursuri preconferință. Tema, așa cum spuneați, a fost prevenția în psihiatrie, o temă care ne preocupă pe toți specialiștii din domeniul sănătății mentale, pentru că este, aș putea spune, neglijată în țara noastră. Ar trebui făcut mult mai mult în aceste direcții și asta a fost și subiectul discuțiilor. Mă bucur să spun că am avut peste 250 de participanți, medici, specialiști, psihiatri, dar nu numai, și psihologi, sociologi, medici de alte specialități cu interese conexe în psihiatrie, cum ar fi medicină legală, chiar și cardiologie, neurologie, ORL. Am văzut o abordare multidisciplinară. Da, da, noi încercăm, eu cel puțin, dar și colegii mei, încercăm să ne deschidem, ca să zic, spre alte specialități, pentru că este trecut deja, era momentul de mult ca să încercăm să construim o echipă terapeutică, pentru că pacientul, fie el și pacientul psihic, necesită abordare multidisciplinară. Nu este suficient o abordare din partea unui psihiatru, câteodată este nevoie de o echipă complexă care să poată să gestioneze, să managerieze cazul respectiv. Aș putea spune, da, că au fost abordate probleme de foarte mare importanță, cum ar fi suicidul, interferența cu medicina legală, așa cum spuneam, am avut o secțiune chiar unde au colaborat foarte mulți colegi de pe partea de specialitate de medicină legală, prevenția în toate ariile psihiatrice, dar și în alte domenii, și interferențele cu cardiologia, cu medicina internă și multe alte subiecte. A fost într-adevăr un eveniment extins, ca să spun da. Așa. Nu i-a vizat doar pe cei din specialitatea dumneavoastră și mi se pare un lucru important. Mă bucuria și să se implice și tinerii rezidenți care Bine, au participat activ. Am avut și cursuri preconferință la care s-au înscris foarte mulți, dar pot să spun că a fost. Am avut bucuria să avem un eveniment frumos. Pornind de la subiectul principal, da, al evenimentului, aș vrea pentru telespectatori să, nu știu, să lămurim cumva cum putem preveni o boală psihiatrică, pentru că se vorbește, cum ați spus și dumneavoastră, foarte puțin despre prevenție. Da, nu este nici ușor, nu este nici greu. Ar trebui finanțare, în primul rând, proiecte, programe naționale. Prevenția merge pe trei paliere. Prevenția primară, secundară și terțiară. Ce înseamnă prevenția primară? Aici ar trebui investit foarte mult. Înseamnă că prin programe naționale de promovarea sănătății mentale, de screening în populațiile cu risc, noi reușim să scădem incidența bolii psihice. Asta nu se face în România. Așa. Prevenția secundară înseamnă că reușim prin proiectele pe care le derulăm sau prin implicarea activă a medicilor psihiatri, medicilor de familie sau a celorlalte specialități să micșorăm prevalența bolii psihice, adică să scădem această prevalență în populație. Iar prevenția terțiară pe care asta o mai facem. Prevenția terțiară pe care o facem noi înseamnă screening, da, la populația cu risc, scăderea
severității sau a intensității bolii psihice, redarea pacientului în societate și reintegrarea lui în familie și în câmpul muncii. Asta reușim să facem. Nu este suficient. De aceea și preocuparea noastră pentru acest domeniu. Bineînțeles că e complicat. Acum sunt mai multe strategii de prevenție care ar putea fi aplicate. Prevenția globală, deci care nu se referă la o populație cu risc, ci se referă la populația generală, sau prevenția în populațiile cu risc, da? În care am putea să facem. De exemplu, situația rudelor de gradul 1 ale pacienților bolnavi psihici, după cum știm, boala psihică, sau dacă nu se știe, da? Boala psihică este o boală cu grad mare de heritabilitate. Atunci, deci se moștenește genetic. Atunci am putea să inițiem screening-uri în populațiile cu risc sau populații vulnerabile, cum ar fi cele cu probleme economice sau cei care au rămas fără un loc de muncă și așa mai departe. Deci aici ar putea, cu ajutorul medicilor de familie, să demarăm câteva proiecte și ne gândim la asta. Ne puteți da un exemplu sau mai multe exemple de boli psihiatrice care se pot moșteni? Asta pentru telespectatori să înțeleagă dacă cam au toate. Vreună membru. Cam toate. Da. Acum, bine ca să o luăm de la cele mai cunoscute, depresia are un grad de heritabilitate destul de mare, tulburarea afectivă bipolară, dacă se cunoaște, tulburările psihotice, dar cam toate. Chiar și banala anxietate, știți, care este destul de frecventă în populația activă actuală, și nu putem da. Neapărat să o încadrăm ca o afecțiune psihiatrică severă. Da? Deci este o afecțiune care poate, o problemă care poate apărea la orice om pe parcursul vieții. Are și ea niște trăsături psihofiziologice moștenite de la părinți care pot să ducă spre declanșarea unei tulburări de anxietate. Nu este obligatoriu, evident, dar dacă stăm și studiem cazul mai în amănunt, descoperim că unul dintre părinți sau o altă rudă mai apropiată a avut ceva manifestări de genul. Deci cam toate afecțiunile psihiatrice sunt cu nivel de deci cu un risc, da? pe partea asta genetică. Consider și cred că și dumneavoastră la fel că diagnosticul precoce al unei afecțiuni psihiatrice poate scuti pacientul și aparținătorii săi de evenimente mai puțin plăcute. De ce este această tendință de a nu se adresa pacientul la un medic specialist în psihiatrie? Cel puțin în cultura noastră românească, lumea se ferește, din păcate. Principalul motiv este stigma. Deci este, ca să dau o definiție a stigmei, este rejectarea persoanei respective care se adresează unui medic psihiatru nu neapărat să primească un diagnostic, dar dacă pleacă și cu un diagnostic, este excluderea din societate. Sunt foarte multe situații în care pacienții noștri fie și-au pierdut locul de muncă, fie au avut diverse probleme și nu ar trebui să fie așa, pentru că trebuie să conștientizăm faptul că fiecare dintre noi, de-a lungul vieții, putem să avem un episod într-o boală psihică, care poate să treacă sau poate să se cronicizeze. Ca să vă dau un exemplu, 1 din 4 adulți americani au depresie. Și la ei este foarte acceptată această afecțiune și chiar se tratează și nu fac un... nu ascund acest lucru. La noi, dacă o să fiți curioși, la un moment dat poate să faceți un screening populațional, toată lumea ascunde faptul că are o afecțiune psihiatrică și să știți că sunt foarte multe persoane care sunt active și au afecțiuni psihiatrice și merg în continuare, dar ascund lucrul acesta. Nici nu se tratează bănui dacă se ascund. Unii se tratează. Să știți că tinerii sunt un pic mai deschiși acum, poate și din cauza, și asta este bine de menționat, poate și din cauza faptului că au avut acces mai ușor la psiholog în școală sau că au fost trăiesc o altă epocă, o epocă a internetului pe care se mai pot poate să se informeze mai mult. Cred că au și o altă deschidere spre aceste domenii și nu mai văd așa de periculos ghilimelele de rigoare faptul de a te duce la un medic psihiatru. Să știți că am avut situații în care pacienții au venit la cabinet și au plecat fără diagnostic. Deci nu întotdeauna un pacient care este îngrijorat de starea lui de sănătate chiar are un diagnostic psihiatric sau este o situație care este absolut tratabilă, trece foarte... Temporară, exact. Temporară, da? Apare ca urmare a unui stres important sau unei traume pe care ai suferit-o sau chiar a unei probleme pe care nu o poți gestiona singur. Câteodată pacienții au nevoie doar de psiholog, nici măcar de medicație. Foarte multă lume se teme de medicație, deși suferă îngrozitor, îi scade calitatea vieții, nu doarme, trăiește o traumă intensă, preferă să sufere,
da, să nu se ducă la medicul psihiatru din aceste două motive. Primul ar fi stigma, doi, cred că frica de medicație. Deci a rămas încet, așa, undeva în conștientul colectiv faptul că, și am auzit-o de la pacienți, deci dacă medicația psihiatrică te face legumă, da? Corectați-mă dacă greșesc. Aveți mare dreptate. Da, și atunci este o luptă întâi să-l faci să depășească frica de a se adresa ție ca medic psihiatru și a doilea să-l faci să înțeleagă, unul, că nu toată medicația psihiatrică este periculoasă, toate medicamentele au efecte secundare, nu există niciun medicament fără efect secundar, și administrarea unui medicament câteodată poate fi o punte de salvare pentru tine, este temporar, se poate scoate medicația psihiatrică de comun acord, fără nicio problemă, nu rămân sechele, nu se întâmplă nimic, da? Chiar dacă dă un grad de dependență câteodată, și vorbim de anumite clase de medicamente, acest lucru se poate gestiona, toți colegii știm cum să facem, deci nu este periculos. Da? Câteodată e mai bine, mai sigur să iei o medicație pe o anumită durată de timp, decât să, știu eu, să ai alte consecințe pe termen lung. Așa e. Auzim foarte des, eu cel puțin, aud tineri și poate chiar persoane mai în vârstă care spun, vai, am un atac de panică sau sufăr de anxietate. Aș vrea să le luăm pe rând și să le explicăm telespectatorilor ce este anxietatea și ce este acest atac de panică și poate, nu știu, cum ne putem Atacul de panică învăța. Este și el o anxietate. Deci anxietatea, tulburările anxioase, nu, hai să o iau altfel. Anxietatea este normală. Da? Deci nu există... O putem avea cu toții, probabil o la un avem anumit cu toții, deci moment. Este chiar adaptatorie și ne ajută să supraviețuim. Da? În momentul în care ne este frică de un examen, învățăm. Da? Deci în momentul în care avem nevoie să depășim un eveniment important din viața noastră și avem puțină anxietate, câteodată această anxietate ne face să ne depășim limitele. Când devine anxietatea o problemă? Când este paralizantă, când este patologică, spunem noi, când este de o intensitate prea mare sau o durată foarte mare și când efectiv nu mai putem să ne dezvoltăm, să trăim, să avem o calitate a vieții normale din cauza acestei anxietăți. Ce simte pacientul cu anxietate? Pacientul simte foarte urât, de aia și pacientul cu atac de panică ajunge foarte frecvent în serviciile de urgență. Pentru că în momentul în care... Deci, ca să lămurim toate lucrurile, atacul de panică este o parte a unei tulburări de anxietate. Sunt foarte multe, sunt agorafobie, tulburarea de stres post-traumatic, dar cea mai urâtă și cea mai frecventă, într-adevăr, cel mai urât este atacul de panică. Ce se întâmplă? În momentul în care survine un atac de panică, de ce se cheamă atac? Pentru că el este inopinant, nu știi când apare, da? Poate să apară fie... Spontan, da, ești pe stradă sau ești într-o... S-au declanșat de un anumit factor. Pacientul ce simte? Simte că nu se mai poate controla, nu mai poate respira, are senzația că se sufocă, are palpitații, poate să-i crească sau să-i scadă foarte mult tensiunea, au senzație de leșin, de vertij, de amețeală, poate chiar să-și piardă cunoștința. Are senzația iminentă de moarte. De aceea și deci, senzația este similară, deci pacienții care au trăit și povestesc aceste atacuri de panică, povestesc faptul că au avut senzația că fac infarct de miocard. Da? Noi asta ca este... medici tot timpul tratăm atacul de panică. Și este foarte bine ca să fie făcut un diagnostic diferențial, pentru că sunt situații în care e normal că un infarct de miocard se asociază cu anxietate, pentru că aceleași simptomele are. Dar primul lucru, se face un diagnostic diferențial cu un infarct de miocard. Bineînțeles că cei din serviciile de urgență care au frecvent pacienți cu astfel de prezentări știu de acum să facă deosebirea. Un simplu EKG arată că nu e nimic exact patologic. Bineînțeles că din cauza intensității acestor simptome, da, pacientul nu crede, da, și se tot duce. Se duce la cardiolog, se duce la medicul internist, se caută, face computer tomograf. Deci are tot timpul senzația că lucrurile nu sunt așa de simple, că lucrurile sunt mult mai complicate și chiar are o afecțiune somatică. Partea bună este că acest atac de panică durează maxim 10-20 de minute. El trece de la sine, cu sau fără medicație. Ce este rău este că în momentul în care apare un atac de panică, ele se repetă și apare frica de frică, apare frica de atac de panică. Adică să spunem că eu sunt un pacient, am un atac de panică la dumneavoastră în platou aici, da? A doua oară când am să vin în platou, am să am probabil că sigur un atac de panică circumstanțial. Adică în momentul în care deja mi-e frică că am să mai repet odată distracția.
apare și frica de ridicol, pentru că în momentul în care ești într-un atac de panică, nu te mai poți controla. Da? Și atunci, într-adevăr, probabil că poți să acționezi, mă rog, nu ești foarte confortabil cu acțiunile exact. Tale. Dar vestea bună este că noi cu medicație putem controla foarte bine. Exact, asta voiam să vă și întreb, care sunt metodele de tratament? Sunt mai multe tipuri de două metode mari și așa foarte importante. Metoda farmacologică, pe care majoritatea o preferă, și cea cu terapie cognitiv-comportamentală sau alte tipuri de psihoterapie. Eu le-aș prefera combinate, în special la pacientul tânăr. Pentru că n-am să pot să las un pacient tânăr sau în vârstă, nu contează, să se chinuie, da, să facă atac de panică după atac de panică, dar am să-l învăț cum să facă în momentul în care îl are și să-l gestioneze singur, pentru că așa, dacă îl obișnuim cu câte o bombonică în buzunar, nu o să lupte singur. Dar bineînțeles că aceste terapii farmacologice sunt foarte eficiente, merg foarte bine pentru perioada până când pacientul învață sau se dezvață de anumite comportamente care l-au dus spre acest atac de panică. Să știți că este foarte frecvent, apare la tineri și, în mod surprinzător, în ultimul timp și la bărbați, era mai frecvent la femei, deci acum cam se egalizează sexele. De obicei, anxietatea și depresia era cam de două mai frecventă la femei față de bărbați. Acum se pare că nu, da? Și bărbații fac atacuri de panică și le fac anxietăți și atacuri de panică și legat de stresul cotidian pe care îl resimțim cu toții. Așa e. Un studiu efectuat de Organizația Mondială a Sănătății estimează că depresia, altă afecțiune psihiatrică, afectează aproximativ 121 de milioane de persoane. Iar în Europa, ei spun că din 1000 de adulți, 58 prezintă o formă de depresie majoră. Eu zice că mai mult. Mai mult, probabil. Acum, da. După acest val 4, zic, suplimentar, da? Traversăm cu toții o perioadă greu încercată. Da. Cât de mult a accentuat și COVID-19 această tulburare importantă, aș spune eu? Din ce am observat noi pe partea de spitalizare de zi, adresabilitatea pentru depresie și pentru anxietate, cam într-o proporție similară, a crescut cam cu 30-40% comparativ cu perioada de dinaintea pandemiei. Dar să știți că nu e neapărat legat... Bun, pandemia a accentuat aceste afecțiuni psihiatrice și, în afară de asta, și altele, și insomnia, și tulburările psihotice, abuzul de droguri, de alcool, chiar și a crescut suicidul. Dar revenind la depresie, și înainte să știți că depresia era una dintre afecțiunile psihiatrice cu caracterul cel mai invalidant recunoscut de OMS, da? pe toată populația globului, și în România suntem pe un loc fruntaș, ca să zic așa, din păcate, și sunt multe cauze, inclusiv cele sociale, economice, dar și cele legate de partea de stres cotidian, așa cum spuneam, iar izolarea care ne-a dus odată cu această pandemie a accentuat toate tulburările psihiatrice, dar în special depresia și anxietatea. De altfel, să știe că izolarea socială este o formă de tortură psihică. Noi am autotorturat, dar voit, nevoit, asta este. Am trebuit să o facem și o facem în continuare, din păcate. Limitând contactul social, este clar că ne crește și gradul de însingurare, faptul sau senzația că nu mai aparținem grupului, că nu mai suntem înțeleși, că nu mai știm ce facem, da? se mai accentuează și cu situația economică și lucrurile merg așa într-un cerc vicios și o să ieșim greu din asta. Cum punem diagnosticul de depresie? Da, bună întrebare. Aici ar trebui să colaborăm foarte bine și cu medicii de familie, pentru că ei sunt în prima linie cu pacientul în față și cunosc foarte bine pacientul. Acum să nu confundăm, mai sunt și persoane exagerate care confundă o tristețe normală, pentru că iarăși ajungem și la acest aspect, anxietatea și tristețea sunt sentimente și sunt lucruri pe care le traversăm. Nu confundăm o tristețe normală cu o depresie. Depresia înseamnă că persoana respectivă traversează o perioadă de mai mult de 2-3 săptămâni de stare afectivă negativă, spunem noi, adică o stare de tristețe marcată, care nu cedează, poate avea fluctuații de-a lungul zilei, de obicei este mai accentuată în cursul dimineții și mai puțin accentuată spre seară, dar care se asociază și cu alte semne, adică
o lipsă a interesului pentru lucruri care înainte ne făceau plăcere persoanei. Nu mai vrea să facă nimic, se izolează social, apropo, se izolează de ceilalți. O stare de oboseală extremă, o fatigabilitate, o lipsă a interesului pentru orice, scade apetitul în general. Persoana respectivă pierde în greutate foarte frecvent. Ei se îngrijorează de starea de sănătate somatică, nu atât de starea de sănătate psihică și se duc la medic sau se duc să-și facă analize crezând că au, în general, un cancer. Asta este senzația persoanei respective și pierd apetitul, scade greutatea cu mai mult de 5% din greutatea corporală în decurs de o lună. Deci este o scădere semnificativă în greutate. O stare de astenie, pe care cred că am spus-o, lipsă de dorință de a face orice, câteodată poate fi iritabil, uneori poate avea și accente psihotice, da? Cu interpretativitate foarte mare, de exemplu, se crede vinovat de orice s-a întâmplat în viața lui și poate să culmineze cu ideații suicidară sau chiar tentativă sau comiterea unui suicid. Aici este pericolul depresiei, da? Și aici trebuie, aici constă prevenția și atenția noastră a celor care lucrează în domeniul sănătății mentale, dar și a aparținătorilor, pentru că cei care, cum spunem noi, a familiei, deci cei care sunt în jurul pacientului, ei își dau seama de schimbările de comportament pe care acesta le are și de situația mai particulară sau care necesită atenție din partea unui psiholog măcar, dacă nu a unui psihiatru, că se teme, sau medicul de familie, este suficient câteodată. Doamna doctor, prima parte se încheie aici. Noi, dragii mei, luăm o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem îndată în platou.